Bună, dragii mei tauri, aceasta este talarul vostru pentru luna octombrie. Să vedem la ce vă puteți aștepta în această perioadă, în această lună. Să vedem nouă de bătăi. Uite, am văzut așa fără să vreau, n-am amestecat încă cărțile. E o rezistență acolo, pe undeva, la schimbare, am simțit să zic, că vine și sezonul scorpionului. It's not for the weak, nu? E o zodie puternică și asta este zodia voastră soră sau în opoziție, acum depinde, șanse de bâte, s-ar putea dacă nu mai opuneți rezistență să câștigați, să ajungeți departe, lumea, să călătoriți, să vedeți, ia uite, ziceam de transformare, de schimbare, ziceam de scorpion și apare fix cartea sa, da. Ține de voi și steaua avem aici vărsător. Multe arcane majore. Foarte multe. O lună importantă pentru voi, dragii mei. S-ar putea ca de la mijlocul lunii să fie și mai interesantă, intensă. Doi de bâte, spânzuratul. Patru de cupe. Cavalerul de spade. Magicianul. Echilibrul. Să luăm și niște cărți de oracol. Din nou șase de bâte. Ce simt la prima vedere? Ce simt când transmit cărțile? S-ar putea ca ceva să iasă mai bine decât vă așteptați. S-ar putea și dacă vă mai luați pauză liber din când în când să vă ajute acest lucru. Simțiți să transmit și mesajul ăsta. Pentru că sunt fluctuații aici. Foarte multe fluctuații de energie. Când e cu spânzuratul și nu vrea să fie băgat în seamă și vrea să fie lăsat în pace, când e cavalerul de spade, când e magicianul, când e patru de cupe. Și apare echilibrul la sfârșit și ce zice? Aha, trebuie să ai echilibru, trebuie să fii în echilibru, trebuie să găsești o cale de mijloc. Manifestă, uite, începe. S-ar putea să încep, dar fix la sfârșitul lunii, că apare cam la sfârșit, așa. S-ar putea să manifesti, mă rog, manifesti, toți manifestăm oricum, chiar și dacă e intenționat și dacă nu este intenționat, o manifestăm, stați liniștiți. Da, nu trebuie să stai neapărat să scrii undeva. În subconștient, oricum manifestăm și ne atragem viața pe care noi credem că o merităm. Fie că e cum este, aia e. Aia transmitem. Acea energie o transmitem. Și voi manifestați, gândiți, aveți aceste gânduri, emoții, sentimente, așa. Mai pe echilibru, pe pace, pe liniște, pe la sfârșitul lunii. Dar simt eu că sunteți cam nehotărât pe undeva. Doi de cupe. Vreți să începeți ceva? Aveți impuls, aveți dorință, aveți. Deja ați trecut de asul de bâte, da? Deja ați ajuns să faceți ceva. Dar aveți doar o viziune. Deocamdată nu și treceți la atac. Da? E mai mult așa o chestie, o viziune. Vreți, vă place, dar sunteți parcă cu inima îndoită, cu doi de bâte, în ghilimele, evident. Nici așa, nici așa, parcă sunteți așa, între două chestii, să faceți, să nu faceți, sunteți foarte nehotărâți, să știți, uite, acum simt chestia asta. Și cu spânzuratul și mai multă stagnare. Nu știu ce vreți, e ca și cum parcă vă uitați din 11.000 de locuri, din 1.001 de perspective la o chestie, la un singur lucru. Dar eu nici nu știu ce este, eu habar n-am, că dacă mă stau să mă uit așa, parcă nu se vede nimic, nu știu la ce tot analizați, efectiv analizați extraordinar de mult ceva aici. Că e o relație, că e, cred că e vorba de voi mai mult, cred că pe voi vă analizați mai mult. Nu știu, nu vă place, nu știți, sunteți puțin cam în dubii, eu așa vă simt și parcă și detaliările trecute parcă tot așa, back off, așa, parcă vă simt mai în spate, vreți să vă dați mai în spate, nu știu, parcă nu vă place.
Să vezi ce nu prea am văzut aurii așa în centrul atenției de fel. Sunt oameni foarte... nu știu cum să îi numesc, așa, foarte domoli, dar nu în sensul ăla, nu știu, leneși, în niciun caz. Sunt foarte, foarte împământeniți, deci sunteți foarte bine ancorați în realitate. Da, așa am văzut eu, din ce am văzut eu, prin jurul meu, ce oameni am cunoscut eu, tauri. Și... Da, ăsta este stilul vostru. Dar și când vă apucă, vă apucă niște lucruri și vă duceți full speed. Nu vă luați de mine că zic chestii în engleză așa. Așa îmi vine acum să le zic. Vă duceți cu toată forța către ele atunci când aveți chef. Și aveți și chef în lumea asta, să știți, dar mai mult sunteți fără chef. Pentru că, nu știu, sunteți ambătut, 4 de cupe, nu vă place, nu știu, sunteți undeva unde nu vă place, vă întreb, sunteți undeva unde nu vă face plăcere, dar să știți că vin către voi lucruri, să știți că, uite, aici cineva ține în mână o lume, da? Un glob. Aici vine și o altă mânuță cu o cupă. Vine și un cavaler de spade spre voi, asta ar putea să fie un alt om, dar... A zice că nu și știți de ce? Că mantia asta roșie este cam peste tot și apare bluzița asta roșie. Deci poate să fie, da, uite și aici, poate să fie o perioadă de stagnare, dar e doar o perioadă mică, da? În începutul lunii s-ar putea să vă prinde așa pe picior de indecizie și de înțeles, pentru că am intrat în sezonul balanței și parcă e așa cu du-te vino. Într-adevăr, e o energie așa mai chill. Pentru voi eu cred că e ce trebuie, pentru că vă place. Balanța este și zodia voastră care împarte aceeași planetă, cum ar fi Venus. Deci aveți un punct comun destul de important, da? Atracția de frumos, de frumusețe, de aspect și așa mai departe, aspectul fizic. În general, nu știu dacă ați văzut, dar sunteți atrași de balanțe și invers. Într-o formă sau alta ajunge să fiți atrași de balanțe. Dacă îi întâlniți în această viață, dacă întâlniți fizic, în mod special, că după sunt multe, multe, multe diferențe între voi. Pământ și aer mai greu. Dar, da, deci vă apuc așa pe parcursul lunii, la începutul lunii, vă prinde luna așa puțin indeciși. Într-o perioadă de asta de reflecție, de a reflecta, de a sta și pur și simplu cu gândurile și de a înțelege ce se întâmplă în jur și așa mai departe, parcă simt așa că vă doriți chestia asta și dacă vă doriți, ok, super, faceți chestia asta. Și după care s-ar putea ca la mijlocul lunii, spre sfârșit mai ales, lucrurile să devină mai agitate, dar nu chiar. Îmi pare echilibru și cu magicianul. Deci sunteți așa puțin, puneți foarte multă frână, să știți, eu așa văd. Accelerați puțin și după, opa, parcă vreau să pun frână. Am văzut rezistență la început, nu știu, nu puneți rezistență, că dacă e ce trebuie, să știți că o să vă cheme. Și e ceva care vă cheamă, că avem cavalerul de spade, parcă din senin o să vă vină o chestie și chiar din senin apare și patru sale de cupe, din senin o să vă vină un gând, o emoție așa mai interesantă și din senin să luați taurul de coarne, voi oricum sunteți tauri, vă luați pe voi singuri și pur și simplu mergeți într-acolo, dar o să vă cheme, e multă pasiune, o să vă cheme pasiunea, să știți, nu o să puteți să-i rezistați, e ceva ce vă place, e ceva ce vă face plăcere și chiar simt așa mult umor în etalarea voastră, n-am mai avut așa o etalare, dar chiar mă simt foarte bine și aș vrea să fiți glumeți în această lună și să vă bucurați și să râdeți foarte mult. După care, hai să vedem niște cărți de oracol. Da, oricum, ajungeți să vă urniți cu cavalerul de spade, achievement, ia uite, avem și aici ideea să lucrezi la ceva, să atragi ceva, avem soarele în capricorn, să reușești ceva, dar numai decât o să te înfrânezi din nou și o să zici, păi da, dar stai puțin să o iau mai ușor, cu echilibru, cu... Și parcă ar trebui să faceți loc și de o transformare, uite, lună în Scorpion.
Avem putere. Da. Faceți ceva cu puterea interioară, faceți ceva cu energia aia pe care o aveți, dar nu vreți să o arătați că e luna. Deci este vorba despre subconștient foarte mult la voi aici. Vă puneți frână singur și nu cred că are sens. Dar acum depinde de voi. Poate să fie și fix invers, dar eu nu simt că e invers chiar deloc și nu vreau să zic asta. Acum, na, avem și Marte în berbec și avem impuls. Impulsivitate, ce mai vreți? Armonie și Soare în balanță. Tot am zis de balanță și avem și balanța și Scorpion, ambele zodii din această lună. Vedete, ca să zic așa, pentru că e sezonul lor. Hai să vedem ce e în mintea voastră și avem detașare. Detașare. Venus în vărsător. Cum spânzurat, nu știu dacă mai avea sens să mai apară cartea. Detașare. Vă detașați foarte mult. Dar de ce oare? De cine? De ce? Vreți să vă limpeziți mintea, că uitați, capul este foarte important aici. Vreți să vă eliberați așa ceva din minte, din spațiul vostru, din interiorul vostru. Avem aici convenție și avem tot Venus. Venus în Capricorn. Interesant. Și devotament. Și ăsta e Saturn în balanță. Vă ține ceva pe loc, să știți. Da. De-aia vă este greu să vă dați vreo liber. Sunteți și prinși, uite. Da, pătratul, cadru, casa, Capricornul. Sunteți prinși foarte mult de ceva. De ceva foarte pământesc, foarte pământean. Da, cum ar fi casa, cum ar fi finanțele, am simțit să zic rate. Familia și așa mai departe. Vă e greu foarte mult să vă exteriorizați în această lună. Poate că de-aia ar trebui să vă și detașați. Să începeți cu detașarea, să căutați mai multe despre ce înseamnă să te detașezi și cum să o faci cum ar trebui. Da? Că nu înseamnă dacă te detașezi de familie, să zicem. Poate sună ciudat, dar să te detașezi așa puțin, să ții și o pauză din când în când, să mai respiri. Nu înseamnă că nu mai ții la familia aia, da? Nu înseamnă că nu mai ții la copiii tăi, nu înseamnă că nu mai ții la soț, soții. Înseamnă pur și simplu că vrei să petreci timp și cu tine, gândurile tale. Să ai în minte, și ce înseamnă detașarea? Să n-ai în minte non-stop 24 din 24 acea persoană, acel lucru, acea situație. Că înseamnă că ești atașat, da? Ăla e clar atașament. Că toată ființa ta e acolo. Deci trebuie să faceți ceva pe partea asta, pentru că zic eu că e păcat, e devotament, da, vă devotați foarte mult unui lucru. Și asta vă ia foarte mult din energie. Sunteți numai acolo, eu așa vă simt, sunteți numai acolo, cu mintea la o persoană, la o situație. Probabil ceva n-a ieșit cum trebuie, probabil ceva nu este cum vă place, dar mai luați și o pauză. Și poate că și echilibrul ăsta este important. Să vă mai echilibrați, pentru că dacă stai foarte mult pe chestia aia, e și legea universului, da? Tu cu cât alegi mai mult după bani, să zicem, da, ești atașat de bani, de dorința de a face bani, de a avea bani, păi nu o să ai, că nu o să ai. O să ai mereu, emiți, da, magicianul, o să emiți mereu în exteriorul tău ideea că, bă, nu am, deci trebuie să fiu acolo 100% așa și cu iubirea. Și ce o să primești? Exact ceea ce tu emiți, adică că n-am, că nu sunt acolo. Bun, căutați mai multe informații despre chestia asta, despre detașare. Chiar, da, detașarea așa spiritual, da? Nu trebuie neapărat să căutați pe partea asta psihologică, nu știu ce, și acolo, da? Dar mai mult pe partea asta, pe plan spiritual, că, na, până la urmă, sunteți aici la tarot. Ca zile importante, mai nu știu să zic așa o zi, simt să zic 7 octombrie, poate și 1 octombrie, de ce nu, 14, uite, 4, 14, 11, uite, cum ar putea să semene asta cu 11, adică 1 și 1, și avem și 11 aici. Deci 11, spăzuratul e 12. Deci 11-12 octombrie, 1, da, și 1 octombrie important,
10, cred că am zis, și cam asta este. Iar ca zodii importante, pești, în mod special pești, Gemeni Fecioară, Săgetător în mod special, de Jupiter, Vărsător, Capricorn și Balanță. Nu v-ar strica, uite, ăsta e un pont. Să stați pe lângă niște vărsători și pe lângă niște capricorni în această lună. Veți avea nevoie. Pentru că ei vă pot învăța foarte mult. Vărsătorii vă pot învăța detașarea. Capricornii vă pot învăța ce obiective bune să-ți faci pe plan profesional, pe carieră. Cum să muncești mai bine, cum să te concentrezi la muncă. Da? Deci stați pe lângă niște vărsători și pe lângă niște capricorni în luna asta. Pe lângă capricorn cred că o să stați bine, pe lângă vărsători nu știu, cred că o să vă enervați puțin cu ei. Da, am zis umor, da? Chiar și săgetătorii v-ar putea învăța foarte lejer detașarea. Pentru că sunt cele mai independente zodii. Eu vărsătorul văd clar, categoric, cel mai independent. Și săgetătorul la fel. Cam atât am pentru voi, dragii mei, o lună frumoasă și râdeți mai mult în această perioadă. Pe curând!